Cristian Ciocan vrea să încheie anul cu un succes. Boxerul român stabilit în Germania îl întâlnește vineri seara pe americanul Kevin Johnson. Va fi cea mai dificilă partidă a lui Hammer din acest an. Victoriile obținute în fața ucraineanului Mazikin și în fața norvegianului Larsen l-au transformat pe român într-o adevărată sperietoare pentru adversari. Ciocan va avea însă în față un boxer care a terminat în picioare înfruntarea cu Vitali Klitschko. Un succes al lui Cristi l-ar propulsa pe acesta între primele locuri ale categoriei grea în versiunea WBO. Hammer este pregătit să lovească din nou decisiv vineri seara.